Dragii mei, în ultimii 33 de ani, clasa politică din România, în fapt un grup infracțional format din hoți, din incompetenți și din trădători, a reușit să facă ceea ce nu s-a întâmplat nici măcar în zone aflate în război, anume să distrugă economia și industria țării. Nici agricultura n-a scăpat, să știți. Dovadă în acest sens stă acea statistică care vorbește despre sute de mii de hectare pe care agricultorul român le-a vândut către investitori străini sau latifundiari autohtoni, pentru că acest pământ lor nu le mai produce. Cei rămași în activitate sunt nevoiți să apeleze la intermediari, vânzându-le acestora produsele pe prețuri de nimic, dar acestea ajungând pe piață, la noi, la prețuri de 3-4 ori mai mari. Este normal? Absolut deloc. Fără politici protecționiste care să apere interesul agricultorului român, acest ultim domeniu în care România are un potențial imens va dispărea. Așadar, dragii mei, aveți grijă la anul unde puneți ștampila de vot și haideți să scăpăm odată pentru totdeauna de acest grup format, repet, din hoți, incompetenți, mincinoși și trădători care de 33 de ani promit, dar realitatea arată că s-a întâmplat total contrariu promisiunilor făcute.